doamnelor și domnilor, începem ședința extraordinară a Consiliului Local Orașului Târgovna. Astăzi, 13 ianuarie 2017. Constat că avem exces 3 colegi. Domnul Rusu, doamna Leoneacă, domnul... Ședința are la ordinea de zi 4 puncte. 202. Deci, în primul fază a fost 2. După aia s-a mai făcut o suplimentare. Voi da citire ordinei de zi, așa cum a fost redactat. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgovna, județul Bacău. În sfârșit, prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 26-10-1999. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale Util Consei CSRR, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Târgovna, numărul 67 din 20-7-2016, completat prin hotărârea Consiliului Local Târgovna, numărul 75 din 8-8-2017. Inițiator, primarul orașului Târgovna, la ambii. Dacă sunteți de acord, voi da citire acum sau să pun la vot ordinea de zi, prima parte care a fost prima parte. Cine este demn? Împotrivă? Dacă se abține cineva? În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Trecem la suplimentare. Suplimentarea conține, la fel, 2 puncte. Suplimentarea ordinii de zi, stabilită prin dispoziția 454 din 6-9-2017, pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Târgovna din data de 13-9-2017. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și administrarea tarifului de salubrizare la persoanele juridice. Oraș Târgovna, județul Bacău. Inițiator, primarul oraș Târgovna. Dacă sunteți de acord cu această suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Deci, a fost în unanimitate și această ordine de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 din prima parte. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgovna, județul Bacău, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 26-10-1999. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Și Comisia Urbanism acordă aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Deci, supunem la vot. Dacă sunt, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Doi consilieri. Sau abținut. Deci proiectul a fost aprobat în cadrul cu majoritate. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale Util Consei CSRR, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Târgovna, numărul 67 din 20-7-2017, completat prin hotărârea Consiliului Local Târgovna, numărul 75 din 8-8-2017. Comisie. Comisia juridică acordă aviz favorabil. Comisia pentru favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea. Domnul Ian. Din material rezultă că codul CAE 7500 se elimină activități veterinare.
se introduc alte două coduri. Eu am citit ce înseamnă codul CAE 7500 și spune activitate veterinare de îngrijire și control sănătății pentru animalele de fermă și mai departe. Deci e activități veterinare. Codul CAE 0162 care este stipulat în material, activități auxiliare pentru creșterea animalelor pe bază de tarif sau contract, iar pentru activități veterinare, codul CAE face trimitere tot la 7500. Deci, mai asta, dacă îl scoateți, din părerea mea, aceste animăluțe care sunt acolo nu mai sunt îngrijite. Pe urmă, codul CAE 9609, activități de astrologie și spiritism, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii de escort ale agențiilor matrimoniale, servicii de îngrijire a animalelor de companie, cum ar fi plimbatul, împerecherea, găzduirea, dresajul, unii care rău. Mulțumesc! Această modificare a venit în urma solicitării Oficiului de Comerț. Noi am predat documentația aprobată de dumneavoastră în ședințele anterioare pentru matricularea acestei societăți în Registrul Comerțului. Juriștii care au verificat această documentație ne-au recomandat să scoatem acest cod CAE 7500 pentru că se referă doar la servicii veterinare practicate de medici veterinari. Și ne-au recomandat, noi le-am explicat că această societate va avea și activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. Și ar trebui ca societatea să aibă în statut și codul CAEN prevăzute pentru această activitate. Și deci ne-au recomandat aceste două coduri CAEN. Deci la recomandarea dreșilor am introdus aceste două coduri. Da, ei recomandă, dar nu răspund. Noi ridicăm mânuța și răspundem. Păi aici, la codul CAEN 0162, sunt chiar... Este în viitor apropiat, dacă cineva face o sesizare cu acești câini de care îți găzduiți acolo la tarif de hotel, nu sunt tratați, atunci dumneavoastră scoateți hârtiuța, deci ați aprobat domnul consilier ca să scoatem codul care se referă la activități veterinare. Și eu sunt vinovat ca și consilier și colegii cei mai... Compania nu va putea presta activități veterinare, va avea un contract de prestări servicii cu un medic veterinar care își desfășoară activitatea în faza acestui cod CAEN 7500. Trebuie să faci anexă la... Cum? Că nu înțeleg. Trebuie să fie foarte clar. Pentru serviciile veterinare. Pentru serviciile veterinare. Cei de la Registrul Comerțului care aprobă modificările statutului sunt cei care, de fapt, e ca o instanță în materie civilă. Deci, dacă ei au recomandat și i-au trimis înapoi să vină cu modificarea cu cele două cariere, e clar, clar. Domnul consilier, este în dezbatere publică o lege și în legea aia se găsește cuvântul ablasiune. Din dex, ablasiune înseamnă îndepărtarea chirurgicală a unui organ. Deci este un lege. Deci să nu credeți că toți de acolo sunt foarte inteligenți. Au terminat și cu 4 și 50 școli. Deci dacă ăla îi dă o indicație, nu te sfind de acord cu ăla sau ce? Dar ei sunt cei care spun da sau nu la dosarul care se duce acolo, la înregistrare în Registrul Comerțului. Ei fac modificări. Iar compania nu va putea obține autorizații de la DSV dacă nu va avea în regulă, adică nu va avea obiecte de activitate necesare pentru desfășura acestei activități. Eu știu că și când 10 companii ale autorități publice au obținut autorizație de DSV pentru această activitate, a fost verificat actul consecutiv al societății și s-a dat aviz pentru desfășurarea acestei activități. Întrebarea care mi-o pun și vă pun celor care ați inițiat acest proiect de hotărâre este de ce nu ați făcut toate demersurile necesare ca atunci când veniți în Consiliul Local să fie o chestiune statuată după lege și nu să mergem la Registrul Comerțului și să luăm recomandările și venim și modificăm și iar modificăm și așa mai departe. Deci mai multă seriozitate când se inițiază o hotărâre, proiect de hotărâre, indiferent în ce domeniu, și când veniți în Consiliul Local să știm, să avem certitudinea că acest proiect de hotărâre este bine fundamentat și legalmente argumentat. Aveți dreptate. Să știți că noi am prezentat material
notarul la oficiul de comerț înainte de a intra prima dată în Consiliu. Dar atunci i-au spus că îl primesc doar în momentul în care depunem documentația. Doar așa pentru consultare, nu. Doar dacă dorim să facem acest act constitutiv de către, să fie redactat de către juriștii lor. Și atunci de-aia au intervenit așa în modificări. Știu că aveți dreptate, nu e fericire. Birocrație specifică. Nu. Ar trebui Consiliul Local să fie tratat cu mai mult respect și cu condescendența necesară autorității pe care o reprezintă. Dar la constituirea societății acolo nu poate să fie mai multe puncte. E la codul principal care e construcția. Am înțeles? Da, au mai multe coduri ca e prevăzute. Păi și atunci se bat între ele. De ce să nu fie și 7500 și 62 și poate să pună 100 dacă vor? O să pune 1000 de coduri ca e, dar dacă unul este produs din greșeală, te întoarce și spune scoate până când nu-i bun. Deci, indiferent de câte ori... Ne-am spus că societatea noastră, așa cum este ea înființată, nu va putea niciodată să desfășoare această activitate, de acest cod ca el. Să ne angajăm un medic. Pe 7500 de ce? Dar nu. Va trebui să aibă un contract de prestație. Eu nu cred că deranjează pe nimeni dacă e prins în statul de așa. Nu am angajat medic veterinar și trebuie să facă un contract. Societatea. Cum să angajezi medic veterinar? Sunt limitate foarte clară abilitățile care sunt, raportându-le la caracterul societății. În aceeași condiții care s-au... Deci eu cum nu o să înțeleg chestia asta? Adică n-ai voie să pui alt cod, că nu o să angajezi? Eu știu că... Nu ai cod, mai te autorizai dacă vrei. Atunci când formezi, da, atunci când formezi... Nu ți-ai angajat medic veterinar în momentul în care ai spus ai. Dacă așa spun acum... Și firma mea, mi-am dat autorizat, am autorizat-o în gază. Nu mă știu să am inginer autorizat în gază, la momentul... Și societatea nu va putea să desfășoare această activitate de gestionare a firmei fără să se autorizeze de SRE. Sigur, dacă nu-i dai șansa... Chiar dacă am introdus... Probabil să mai fi schimbați acolo, cred. Ne-au limitat, domnul. Ne-au limitat activitățile, clar. Nu-i dă voie să facă chiar orice din gama aia de activități ca el, care... stabilește activitatea principală. Dar e un lapsus, că dacă o trece, nu s-a îngoșit. Da, dar asta e, nici nu te poate obliga să mai treci. Eu nu văd de ce te obliga să mai treci. Da, ca să mai plătești o dată. Asta o urmăresc. Sunt și codul 7500, bine, am angajat un medic veterinar. Exact. Da, ok. Dar se pare că nu prea avem manevră și nici nu cred că cineva aș face joc din noi. Nu, a fost vreo o discuție ca să-i lămurim. Doctor Fondor, nu poate să facă și chirurgii. Și dacă se angajează un chirurg? Dacă nu mai sunt alte discuții, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Ce nu se face? Împotrivă? Abține. Deci, acest proiect a fost aprobat. Trecem la suplimentare. Primul proiect de suplimentare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Aici, dacă aveți... comisiile, am uitat. Comisia economică. Dacă sunt discuții. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține. O singură abține. Deci proiectul a fost aprobat. Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și administrare a tarifului de salarizare la persoanele juridice, oraș și Buna, județul Bacău. Comisia juridică a descontrolat. Comisia economică a descontrolat. Discuții. Dacă sunt discuții. Să înțeleg că nu sunt discuții, atunci trecem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abținere. Deci, în unanimitate, proiectul a fost votat. Procesul verbal de la ultima ședință a fost noi. Cea ordinară. Avem o ședință la ședința ordinară. Nu spune legea așa, dar nu zice. Așa, avem dreptate. Da, poți face dreptate. Dacă nu mai simt... Eu, domn președinte, eu vreau să vorbesc ceva. Domnul Panțăr, ok. Pentru că nu e punctul de vedere, dar trebuie să spun. Asta e. M-a oprit lumea și mi-a spus că e durere, profit că sunt și domnii de la societatea de la CUP, cu câini, s-au înmulțit toată partea asta de la Mihai Eminescu către centru, și inclusiv seara, deci noaptea, dacă după ora 12 ai reușit să ieși pe stradă, trebuie să-ți iei o bâtă bună sau dacă ai tupeu să pleci pe acolo. Trebuie făcut ceva, s-au înmulțit și vin cetățenii și se sesizează. Haideți să vedem ce putem să rezolvăm. Deci pe zona centrală. Sunt cuiburi acolo, nu știu. Și nu micuți. Deci câinii ăștia periculoși. Trebuie văzut. Eu m-a întrebat una dintre voieni, măsoare, de ce se ridică gunoiul la 2 și eu la 2 săptămâni. Asta cu ei plătesc tariful de gunoi la fel ca și care se ridică fiecare zi sau la dată. Poate așa e contractul. Ai semnat un contract, vreau să-l citești. Așa e, și la mine până la 2 săptămâni de zile. Asta e situația. Când am avea mai multe de ceva așa. Da. Și o mereu, într-adevăr, au o nemulțumire. Părerea mea ar trebui ca lumea să fie educată, în primul rând, și al doilea, când s-au umplut coșurile, se dea un telefon. Nu s-au umplut și când se umplă, atunci să fie ridicată. Nu standard la 2 săptămâni. Sunt unele de vară care se umplu mai repede, poate iarna se umplu la 3 săptămâni, cu care un telefon spune, domnule, e plin, veniți și strângeți. Dar sunt în care nu s-au ridicat două lucruri. Recomandat de la fiscală, trebuie să putem să... Pe hârtie apar, la 2 săptămâni, probabil la cu... Ce obții în vară, când sunt temperaturile ridicate și atunci? Aceeași problemă, punctul de parcare despre Comănești este mizerabil. Trec în fiecare zi, nu știu că cărui turist îi convine să mănânce acolo, să-ți facă un popas. Pe când dacă te duci la Tăscana, mai mare drag. Și noi suntem stațiuni. Deci, cu parcarea de acolo ar trebui să nu vrea să facă sezare de drumuri naționale. Pentru că nu-i numai la Oatie, Târgu Ocla, parcarea aici, la drumuri naționale. Da, așa ca și CFR-ul. De câte ori ne-am curățit CFR-ul, era greu de la calea ferată de aici. Tot timpul a fost primăriei. Nu fac. Dacă eu vreau să-mi construiesc acolo ceva lângă calea ferată sau în parcarea mea, atunci imediat sar cei de la naționale sau de la CFR. Un panou și tot au trăieturi, imediat sar. Dar de câte ori a fost sancționat CFR-ul pentru încălcarea legii? Că sunt niște contravenții aici. De câte ori? Da, de ce am zis calea ferată? La fel, la Săbunirea, că asta nu poți să faci, cu asigurare. Legea îți permite să stabilești contravenții, să le aplici pe celălalt stabilit prin hotărâri, lege. Dacă nu mai sunt alte probleme, aș vrea să dăm cuvântul doamnei Roxana Bolianski să ne spună ce are de stat de spus. Ce om? N-am niciun om. Vreau să vă înștiințez că s-a primit o scrisoare adresată Consiliului Local. Din partea domnului Enrique Lucian, din Miercurea Ciuc, este în cadrul vânătorilor de mute de la Miercurea Ciuc. El a făcut o scrisoare prin care ne povestește de războiul, de botezul focului, de acum 100 de ani, de pe vârful Cireșoare. Și această scrisoare v-am trimis-o pe mail. El solicită mai mult personal fiecăruia dacă putem susține acest proiect de construire a unui monument. Monumentul va fi realizat. Deja s-au început lucrările pe vârful Cireșoaia,
fața schimbului de energie cel mare, e un proiect interesant. Acum, fiecare, dacă poate susține într-o anumită măsură, o poate face personal. Există un fond deschis în acest sens, pe numele Lucian Liche, la Banca Transilvania, dacă nu mă greșesc, unde fiecare poate contribui cu cât dorește. V-am trimis această scrisoare și forma monumentului pe adresele dumneavoastră de mail, pentru ca să nu mai facem câte o set de copii pentru fiecare. Și dacă doriți, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc în numele domnului Liche. Și noi vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte discuții, de fapt ședința ar fi închisă.